voi fi chemat în fața lui Dumnezeu să răspund la două lucruri. Unu, ce am făcut din acest program a fost o distracție de o oră sau a fost o sămânță pe care am semănat-o, din care a crescut. Asta este unul. A doua întrebare este ce a făcut din mine acest lucru. Pentru că El nu transformă doar acțiunile noastre, El transformă sufletul nostru. Și lucrarea pe care o facem pe pământ este expresia a ceea ce se întâmplă în noi și cu noi. Aș dori să privim astăzi asupra unui aspect al vieții pe care, la care ne-a gândit poate de puține ori din motive de falsă modestie. Cum să-L privești pe Dumnezeu ca un om de afacere? Nu este cazul. Mai ales noi care venim dintr-o țară care e împotriva oamenilor de afaceri. Cum să-L vezi pe Dumnezeu că investește și că așteaptă să vadă ce s-a făcut din această investiție. Dar Scriptura îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind marele investitor. El, corect zice un investitor de aici, El este marele investitor. Și mulțumesc profesorul Lăiu că mi-a ajutat să fac distinția între investiție și a investi. Mai trebuie să mai lucrez asupra termenului, da, mi-a fost așa. Iubiții mei, tot ceea ce ne dă Dumnezeu este intenționat, este plănuit, este direcționat, nu aiurea, ci spre binele, binecuvântarea și creșterea noastră. E dat cu direcție ceea ce ne este dat. Dumnezeu are așteptări, nu pentru sine, Lui nu-i trebuie, El nu duce lipsă de nimic. Nu are nevoie să fie slujit, dar El așteaptă răspunsul nostru asupra darului Lui. Și înțelegerea noastră cu privire la Dumnezeu este lucru care impactează total ființa noastră. Nu rămâne nimic în viața și ființa noastră care să nu fie impactată de ce crezi tu despre Dumnezeu. Și am să dau aceste două mici exemple din Scriptură. Unul este credincios lui Dumnezeu și dă hrană potrivită și familiei și bisericii și lumii, pentru că el este slujitorul unui Dumnezeu credincios și el însuși e credincios după chipul Dumnezeului credincios și un altul care este tot acolo consideră că Dumnezeu e unul care nu își prea ține cuvântul, una spune alta face și atunci el ajunge să creadă că stăpânul meu întârzie, zăbovește, știu, de obicei e lungă chestia aceasta și intră pe drumul acesta. Ce înseamnă asta? Se traduce în viață lucrul acesta, nu se traduce doar într-o simplă idee. Imediat ce un om ajunge să aibă păreri joase cu privire la Dumnezeu sau păgâne sau rele în general, omul acela începe să trăiască într-un anume fel. Îndată ce a intrat în sufletul lui îndoiala cu privire la stăpân, a început să bată pe tovarășii lui de lucru, a început să se ducă la cârciumă cu bețivii în loc să hrănească turma și așa se face că ziua aceea l-a prins pe omul ăsta pe când încetase să mai aștepte, nu se mai gândea că mai se întâmplă cea. Are mare, mare impact asupra sufletului nostru lucrul acesta. Aș dori să subliniem în carnețelul sufletului nostru. În creația lui Dumnezeu nu există ideea de gratuit. Așa ceva nu există. Dacă dumneavoastră sau cei care ne vor urmări online, știți ceva care este gratuit, vă rog să ne anunțați și pe noi, dar vă asigur, cu întreaga ființă, după un drum lung, să zic, în viață, vă asigur că acest concept nu există în creația lui Dumnezeu gratuit. Nu? În primul rând, a costat enorm și în al doilea rând, produce o obligație sfântă. Poate îmi veți spune despre iubirea lui Dumnezeu, cum este asta? Este gratuită iubirea lui Dumnezeu față de noi? Păi am zis, ce ziceți?
Pare gratuită? N-aș crede. S-a manifestat la Golgota și s-a dovedit că, de fapt, costă un preț imens. Pe de o parte, pe de altă parte, s-a dovedit că Dumnezeu are așteptări de la noi, așa cum scrie Scriptura, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Sunt așteptări din partea. Nu este suspendat. Gratis înseamnă fără obligații, fără plată, fără nimic absolut. Nu, nu există așa ceva. Cineva undeva plătește și doi, cineva undeva răspunde pentru darul investit în noi de bunul Dumnezeu. Și aceasta este chemarea noastră. Vreau să amintesc în locul acesta punctul cel mai important al investiției lui Dumnezeu, care este inima noastră. Acolo a investit Dumnezeu ca să câștige această inimă. Și răspunsul nostru se va manifesta în tot ce suntem și în tot ce facem. Aceasta are o prioritate absolută în viața noastră. După cum este scris, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci de acolo ies izvoarele vieții. După aceea discutăm de orice altceva, dar problema, izvorul este aici. Este un short story de Tolstoi, vă îndemn și vă rog din suflet, ascultați pe drum, când mergeți oriunde, ascultați povestirile acestea scurte. De Tolstoi, de Cehov, sunt mai multe. Tolstoi prezintă doi bătrâni care hotărăsc să meargă la Ierusalim, să se sfințească, să se închine, să caute pe Dumnezeu în Ierusalim, la locurile sfinte și tot felul, și la mormânt și la cruce și peste tot. Știm noi programul acesta. Pe drum către Ierusalim, ei dau peste o familie într-o cumplită situație și unul dintre ei se oprește. Celălalt își continuă drumul la Ierusalim, acesta se oprește și se dăruiește total acestei lucrări, salvează, ridică familia aceasta din nenorocire și după care emite această concluzie pe care vreau să o las înaintea noastră a tuturor. El spune așa, nu vreau să mă duc să caut pe Dumnezeu la Ierusalim în timp ce l-am pierdut în inima mea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.